Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, cum spune în genericul nostru, tratamentul pentru greață, o cafea de dimineață. La Mesagerul de Neam și Știri din Neamț. Astăzi, fiind marți, este ziua Partidului Național Liberal și, sincer, întotdeauna am emoții când vin candidați pe diferite funcții. La unii te gândești, înainte de a-i vedea prestând, Doamne, ce mă fac dacă vorba unui fost coleg de-al meu de la ziarul Ceahlău zdrobește consoanele aiurea. La alții te gândești, Doamne, cum îi fac să tacă mai mult ca să spună, să-i înțeleagă lumea. Cu alții, la început, spui că poți purta un dialog constructiv. Astăzi există toate premizele pentru un asemenea dialog constructiv. O să vă prezint invitații și după aceea o să vedeți de ce am spus toate aceste lucruri. O să încep cu domnul Mircea Beloiu, candidat pentru Consiliul Județean Neamț, în echipa liberală. Bună dimineața, bine ați venit! Bine v-am găsit dimineața! Sper în această zi frumoasă de toamnă, mai precis o vară întârziată. Și în, și în acest studio în care se face cafea. Deci... Să bea o cafea cu dumneavoastră. Da. Alături de domnia sa, cunoscutul scriitor și puneți dumneavoastră toate celelalte calități, după Adrian Alui Gheorghe și domnia sa, candidat pentru Consiliul Județean Neamț. Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața, bine vă regăsesc și în această postură de candidat. În celelalte întâlniri vorbeam teme în general sau vorbeam despre alții. Acum vom vorbi despre noi, cred. Despre voi, despre campanie, despre Partidul Național și Liberal și ce propune el județului Neamț. Și cred că de aici putem începe discuția. Ce ne propuneți pentru Neamț, având în vedere că aveți premizele unei construcții pe termen lung? Aveți avantajul că în momentul acesta este un guvern, avantajul pe de o parte, dezavantaj pe de altă parte, că există un guvern liberal. Aveți, nu se spune, perspectiva dată de președintele României, care a spus că nu va mai numi un premier de la PSD. Toate aceste lucruri, bun, europarlamentari aflați în funcții de decizie la Bruxelles, deci există o perspectivă. Pornind de aici, eu vă invit să discutăm ce ne oferiți pentru județul Neamț. Și vă rog. Dacă îmi permiteți, vreau să punctez câteva lucruri. Înainte de a pune problema ce ne permitem noi să facem în viitorul mandat, am vrea să ne gândim la ce există la momentul actual în acest județ. Pentru că mă doare sufletul să văd că acest județ binecuvântat de Dumnezeu, care este județul Neamț, fiind în mijlocul Moldovei, fiind un județ, toate formele de relief, un județ care ar putea să se dezvolte aici, să fie un centru de dezvoltare a Moldovei, în zona Moldovei, mă doare sufletul să văd că acest județ este pur și simplu codaș în mai multe privințe. De la un județ, spunând așa, al poveștilor lui Creangă, la un județ al cărărilor de munte al lui Hogaș, a baghetei magice al lui Sergiu Celibidache, nu mai spun de plutașii de pe Bistrița cu tradiție care mergeau pe acest râu, și nu în ultimul rând salva de mănăstiri care le avem în acest județ binecuvântate de Dumnezeu. Iată că acest județ a ajuns să fie pe penultimul loc la atragerea de fonduri europene. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca un județ așa de mare, într-un mandat de 4 ani, să nu se atragă decât, vă spun și o cifră, 1.500.000 de euro pe un tot județ, când sunt localități în județul Neamț? Nu vreau să dau exemple acum, dar aș putea să dau exemple în care fondurile europene sunt de 3-4 ori mai mult decât a atras un județ
în timp de 4 ani. Deci, acest nivelul Consiliului Județean, ca să vorbim la Consiliul Județean, da, dar sunt, v-am spus, sunt localități cu primării în care s-au atras fonduri mai mult decât trage Consiliul Județean. Deci, pe ce vorbim, pe ce situație vorbim? Acest județ poate să fie un hub al turismului. V-am dat seama, zona care o avem aici, zona Parcului Național Ceahlău, zona lacului de la Bicaz, zonele turistice din jur, așa de frumoase. De ce să stăm și așteptăm? Pentru că nu vrea cineva de sus să aloce fonduri. Da, pentru astea sunt fondurile europene. Noi trebuie să le alocăm. Noi trebuie să le atragem. Și nu putem să le atragem decât într-un singur mod. Cred că sunteți în asentimentul meu. Să schimbăm viziunea, să schimbăm conducerea acestui județ cu o perspectivă mai nouă, la conducere să fie un președinte al Partidului Național Liberal în persoana domnului președinte Mugur Cosmanciuc, un om serios, responsabil și în același timp este un om vizionar. Deci eu, împreună cu colegul meu de la același partid, șansa pentru a câștiga în acest județ este să folosim, să votăm pe 27, când peste mai puțin de 2 săptămâni, să votăm Partidul Național Liberal. Și nu numai domnul Mugur Cosmanciuc la Consiliul Local, ci și o echipă puternică. Altfel nu se poate lucra fără o majoritate în Consiliul Local, Consiliul Județean referitor la Partidul Național Liberal. Așa că sunt multe de spus, sunt într-adevăr zona merită mai mult. Și este un slogan al partidului nostru, Neamțul merită mai mult. Da, domnul Veloi. Eu aș completa ce spunea domnul Veloi, pe noi Hoga, așa, să-l amintim și pe Aurel Dumitraș. Da, sunt multe personalități. Sunt multe personalități, așa. Da, mulțumesc domnului Veloi că a făcut o prezentare generală. În ceea ce ne-am propus noi, echipa liberală de la Neamț, de la nivelul județului, dar și la nivelul comunităților de altfel, a fost să nu criticăm, să criticăm mai puțin și să venim cu lucruri constructive. Să construim pe ceea ce avem în acest moment. Suntem, cred eu, la 30 de ani de la Revoluție, într-un moment zero. Am ajuns într-un moment zero. Tot am trecut prin tot felul de experimente. Am trecut prin tot felul de experiențe locale, județene, naționale chiar. Ei, acum am ajuns la un moment zero. Iar suflul liberal, trendul liberal național, cred că trebuie să se reflecte și la Neamț. Cred că nu a avut niciodată Partidul Național Liberal o echipă atât de puternică la nivelul unui județ. Nu a avut un program coerent, cum este programul pe care l-a întocmit echipa care l-are în centru pe Mugur Cosmanciuc, care e într-adevăr un om care știe să construiască, fie chiar să adune în jurul lui toate energiile, nu neapărat liberale, energiile umane din spațiul nemțean. E un om care a venit din Bucovina, din zona Rădăuților, s-a stabilit la Neamț și cred că vine cu perspectiva și cu prospețimea ochiului omului care vine din afară. Pentru că dânsul s-a pliat foarte bine pe sensibilitatea, pe realitatea, pe istoria locului care este județul Neamț. De asta eu am mers spre echipa liberală, pentru că cu experiența mea de viață, experiența mea culturală, cu experiența mea civică, cu experiența mea de în ale scrisului, de ziarist și așa mai departe, de jurnalist în timp, pot să ajut la această schimbare. Lăsăm deoparte faptul că lucrurile au fost improvizate în ultimii ani, că avem oameni care candidează acum cu dosare penale sau chiar cu condamnări, este uluitor. Exact. Este de noaptea minții ca un om care are o condamnare cu executare, care încă mai e în discuție, să candideze pentru municipiul Piatra Neamț. Este ieșit din comun. Cred că nicio țară civilizată și într-o democrație normală nu s-ar întâmpla așa ceva. De asta
Eu am să mă refer mai mult la partea culturală, deși nu sunt indiferent înainte, nici celălalt. De asta aș vrea să fac și eu o precizare, Adrian. Pentru Partidul Național Liberal, înainte de intrarea în campanie, să îți respecti o promisiune de vreun an și ceva, că nu, sau de mai mult timp, în 2018-17, că nu vei pune să candideze oameni care au probleme cu justiția, și aici sunt condamnări definitive, condamnări în primă instanță, etc., și să-ți menții această opțiune chiar în condițiile în care știai că te afectează în două dintre fiefurile tale electorale, Piatra Neamț și Roman, este un lucru, cum să spun eu, de lăudat. Faptul că cei doi s-au dus spre alte zone este de acum o altă poveste care ține de caracter, interese personale, interese de grup. Astea sunt alte lucruri. Dar dacă e să discutăm concret pentru PNL, faptul că a renunțat la doi primari pe funcție de municipii, și a renunțat în ce sens? Nu că a renunțat, că nu candidează pentru că unul are o problemă, unul are o altă problemă. Și deci, din punctul ăsta de vedere, cum se spun, lucrurile sunt ok, măcar la nivel de principiu. Bine, că există un risc în această luptă este altceva. Ne-a spus că am făcut această precizare. E un risc pe care ni-l asumăm, pe care liberalii și îl asumă, dar și în acest, în această zonă a moralității. Deși moralitatea e un termen străin politicii, dar și în zona moralității trebuie să există un moment zero în care și promisiunile trebuie să fie onorate. Eu sunt în echipa asta cu un ochi foarte critic. Să știți că nu sunt aici și sunt preiau totul necritic. Nu, dimpotrivă, sunt un ochi critic și sunt chiar, zic eu, voi arbitra multe lucruri din interiorul evoluției Partidul Național Liberal, a structurilor pe care le va genera după alegeri, pentru că vreau să trăim într-o zonă curată, într-o zonă a corectitudinii. Ești de acord cu mine că lucrul acesta pe care l-am amintit înainte generează pentru PNL posibilitatea de a merge în continuare pe aceeași linie. Și cei care știu că au probleme nu vor mai putea veni să spună, domne, eu vreau să candidez pentru că, știți, eu sunt Gică, nu știu care. Evident, așa e. Și atunci ai o platformă de pe care poți pleca mai departe. Și poți să spui de la început, bă, puteți candida, nu puteți candida. Aveți problema asta, asta e, pași, la revedere. Dacă îmi permiteți să vă spun, Adrian, chiar și în statutul Partidului Național Liberal există acel paragraf în care candidații nu au voie să candideze dacă au probleme de integritate, dacă au dosare penale în diferite faze. Noi nu admitem aceste probleme să se desfășoare. Așa s-a întâmplat cu cazul, nici n-aș vrea să mai amintesc aici, dar știți toată lumea, cazul Micu de la noi, de la Roman. Dumnealui a avut dosar penal cu hotărâri definitive la înalta curte. Nu ne-au ascultat, au încercat în continuare să el neapărat trebuie să fie primar. Noi, Partidul Național Liberal, i-am spus, l-am sfătuit să facă un pas înapoi. Nu a vrut și uite unde am ajuns. Noi nu admitem oameni care au probleme de integritate, probleme morale dezastroase, așa că toți candidații noștri sunt oameni onești, cinstiți și fără probleme penale. Așa că degeaba au fost situații, ați văzut și la Piatra Neamț, aceeași situație. Noi credem că municipiile noastre, puternice municipii din oraș, cu puternice fiefuri liberale, că dacă luăm așa, referim la zona Roman, să știți că Roman și Metropolitan și comunele metropolitane din jurul Romanului sunt puternice fiefuri liberale. Avem foarte mulți primari, jumătate din primarii pe județul Neamț sunt din zona Roman. Așa că vă spun, orașul Roman este puternic oraș, cu vechime în... Da, în liberalism. Pentru paranteza făcută. Adrian, vorbeai despre partea culturală a programului. Da. Am să mai nuanțez puțin și ideea de dinainte. Ideea cu domnul Dragoș Chitic, care a promis, am fost martor, când a promis și a spus respicat
că nu va mai candida până nu își va rezolva problemele pe care le are în justiție. Prezumția de nevinovăție funcționează și în cazul lui, ce e drept, însă nu poți să defilezi cu un om care are niște probleme sau niște îndoieli sau niște semne de întrebare deasupra capului. De asta sunt convins că e un recul pentru Partidul Național Liberal la Piatra Neamț, pentru că domnul Chitic candidează mai departe și se știe, dintr-o inerție a funcției, are un procent la dispoziție în deschidere, ca să spunem așa. De asta noi plecăm cu un handicap major, însă venim la Piatra Neamț cu un primar tânăr, cu altă perspectivă, cu altă viziune, de altfel, despre ceea ce înseamnă, pun chiar o sintagmă ușor bătucită, omul nou. Pentru că Andrei Caravele face parte din generația nouă, europenizată, la 37 de ani ești, cum să zic, un tânăr care are ambiții, are viziune, are disperare, pentru că eu merg pe ideea că avem nevoie și de disperare acum, la toate nivelurile, și la nivel de județ, și la nivel de comunități locale, pentru că trebuie să schimbăm ceva, să schimbăm o mentalitate. Până la urmă și o mentalitate a alegătorului trebuie schimbată la un moment dat. Alegătorul nu mai este individul care poate fi cumpărat în orice moment, care poate fi manipulat în orice moment, care poate fi speriat în orice moment. Nu. Spunea la Piatra Neamț cândva chirurgul Nicolae Constantinescu, spunea un lucru: cine o mai tăcea în țara asta să fie blestemat, spunea el. Și să nu tăcem când vedem că se fură, când corupția este în floare și așa mai departe. Da. Ei, acum, în acest moment, alegătorul are puterea să nu tacă prin vot. Deci, cine va mai tăcea să fie blestemat? Ei, acum, fiecare om poate fi responsabil și fiecare, până la urmă, influențează soarta celuilalt, influențează destinul celuilalt. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Am rămas puțini în țară. Au plecat milioane de români. Cei care au rămas, suntem datori să fim foarte serioși. Și a plecat populația activă. Așa este. Însă, cei care au rămas aici, hai să zicem, cei inactivi, pun în ghilimele, comunică cu cei din afară. Și sunt convins că europenitatea votului, europenitatea, pun în sensul de votul responsabil, va funcționa și la noi, mai ales acum când, spun din nou, suntem într-un moment zero. Apropo de tinerețe și de... Deci la Piatra Neamț un candidat tânăr, în persoana lui Andrei Caravele. Dar și la Roman avem un candidat foarte tânăr și un om de perspectivă, domnul Leonarda Chiriloae. Cred că îl știți foarte bine, este momentan secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor. Este un om care a lucrat foarte mult în zona de director economic al Spitalului de Urgență Roman. Este un om bine cunoscut în oraș și va face o figură frumoasă la Roman, pentru că așa este. Este avântul tineresc, este avântul celor care au viziune și perspectivă, și cele două orașe vom reveni la primarii care i-am avut noi peneliști. Da, și dincolo de asta, ceea ce trebuie să mai descoperim acum, la acest moment zero, este dimensiunea civică a politicului. Așa. A politicului. Și această dimensiune civică a politicului trebuie din dublă perspectivă. A celui care candidează, care se expune, exact, dar și a celui care alege. Pentru că aici trebuie să existe un parteneriat, un dialog, pentru că interesul este comun. Nu cred că... Eu nu am niciun interes. Vin, candidez și la Consiliul Local Piatra Neamț, dar și la Consiliul Județean. Voi alege în final pe care mandat voi merge, dacă voi fi ales, evident. Însă nu am venit pentru ceva anume. Am venit pentru a schimba ceva, pentru a normaliza, pentru a intra într-o normalitate pe care eu tot o clamez de nu știu câtă vreme. Tot vorbesc despre ea, tot strig în piața publică că avem nevoie de normalitate. Normalitate este... Ce înseamnă normalitate, Andreea? Pentru că noi ne-am obișnuit de ani de zile să vedem ca o normalitate lucruri profund anormale. Da. Hai să spunem, presa a scris, a mai discutat, a mai ieșit unul altul și au spus.
Dar era așa ca niște insulițe într-o mare... Aproape că am uitat ce e normalitatea. Exact, aici trebuie să redescoperim ideea de normalitate. Problema. Hai să vedem care este normalitatea pe care trebuie să redescoperim și în ce măsură data de 27 septembrie ne ajută în sensul acesta. Da, așa este. Chiar acum, uite, întrebarea este abruptă, iar nu mai știm ce este normalitatea. Păi este anormal să candideze cineva care are condamnare. Este anormal să vorbim despre șpagă și despre mită și despre corupție în spațiu public la modul iertător. E, așa e. Sau dacă l-a prins pe ăsta, pe ăla nu l-a prins. A furat săracul. A furat. Dar a făcut ceva. A făcut ceva pentru. Ei, aveți mentalitatea normalitate. Hai să-l alegem pe ăsta că a furat destul și nu mai are nevoie. Așa este. Vine altul mai flămând și va lua... E o problemă până la urmă, vorba ta, de normalitate. Să nu cumva lumea să creadă că normal este să fure unul, dar să mai și facă ceva. Păi așa s-a creat. De la modelul care apare pe televiziunea publică, cu modelul celui care a furat și acum a făcut pușcărie și acum vine și dă lecții de moralitate, nu mai dau exemple, sau nu știu, nu dau exemple acum pentru că e hazardat și trebuie după aia să le și așa. Ne întoarcem la cultură. E un domeniu, zic eu, care dă identitate, dă ștaif comunității nemțene. Cultura dintotdeauna este cartea de vizită. Cultura este actul de identitate al unei comunități, al unui județ și al unui individ în parte. Pentru că, spuneam eu cândva, în Europa avem români peste tot, nemțeni peste tot și așa mai departe. Ei, codul lor după care se recunosc sunt niște date culturale. Vorbesc despre Eminescu, Brâncuș și Noica, Cioran, Eugen Ionescu și așa mai departe. E codul secret. Pe ce? Pe date culturale. Astea sunt baza dialogului între, plus cultura, hai să zicem, a bucătăriei, cultura, date istorice și așa mai departe. De asta eu am fost parte în proiectul pe care l-a structurat și i-a dat coerență Mugul Cozmanciuc la nivelul județului Neamț, am fost parte și am contribuit și eu cu experiența mea instituțională în domeniul culturii la ceea ce a propus el pentru județul Neamț. Și trebuie să garantez că sunt lucruri absolut reale, lucruri care sunt de performanță în perspectivă și care sunt perfect realizabile. O să enunț câteva dacă... Te rog tare mult pentru că a trebuit să ajungem să ne bucurăm de normalitatea asta și prin bucuria de a participa la niște acte culturale, de a ne bucura de niște monumente pe care le avem, eventual și recondiționate, refăcute, de a ne bucura de lucrurile acelea de care am uitat să ne bucurăm în ultima perioadă, Doamne ferește. Deci. Așa este. Dincolo de pandemie, dincolo de pandemia asta din spațiul public, mai există și alte pandemii văzute sau nevăzute care ne-au îndepărtat de noi înșine, de idealul comunității, de idealul individual. Avem în județul Neamț mai multe instituții de cultură. Pe modelul altor județe, cum ar fi Arad, Suceava și așa mai departe, sunt foarte multe de altfel în țară, s-a creat nu o supra-instituție, ci toate instituțiile, cum ar fi Complexul Muzeal, Centrul Creației Populare, Teatru și așa mai departe, sunt toate adunate într-un centru cultural județean. Care este efectul acestui centru cultural județean? Este că va fi o agendă unică culturală la nivelul județului, un fel de dispecerat cultural, pentru că în acest moment instituțiile din județ, fiecare lucrează pe cont propriu. Te trezești într-o săptămână cu 3-4 evenimente, nu le poți acoperi, ai același public țintă și manifestările care se desfășoară într-o comunitate, județul Neamț, într-un oraș, Piatra Neamț, Roman și așa mai departe, sunt invizibile și devin formale, pentru că publicul are de ales în 5-6-7 locuri în aceea săptămână. E același public țintă. Și cred că un centru cultural, pe lângă Consiliul Județean, poate să dea coerență activității din aceste instituții.
Pe lângă agenda comună, agenda comună. Pe lângă agenda comună, un centru cultural ar trebui să propună și o viziune, unitară la nivel de județ, coroborată cu ceea ce se întâmplă în zonă. Pentru că, știți, fiecare acum încearcă să-și arate mușchii. Eu sunt la Consiliul Județean, eu fac nu știu ce manifestare și începe manifestarea. Mulțumim din suflet. Așa. Da. Altul vine și mulțumim din suflet domnul tovarășului. Da. Deci lucrurile astea ar trebui să dispară. Bine, finanțează Consiliul Județean. Ok, așa și care este problema? Este datoria și obligația de a finanța. Nu trebuie să-i pun poza și să-l văd cocoțat pe banner, pe președinte sau cine o fie el. Andrei Pleșu, când a fost ministru culturii în 90, primul lucru pe care l-a spus, ca ia cultura din România să meargă bine, trebuie lăsată în pace. Asta trebuie și la nivel de județ. Cultura trebuie lăsată în pace. Cultura nu trebuie să fie locul, nu neapărat al experimentelor, al afacerilor. Uneori sunt afaceri și presa a arătat că se fac târguri de iarnă și așa mai departe, cu bani foarte mulți care se învârte așa prin jurul turnului Ștefan cel Mare și pleacă în direcții necunoscute. De asta, acum, cred că... Știi, banii circulă și n-au miros, adică despre ce vorbim. Exact. Pe de altă parte, aș vrea să punctez, apropo de obiective din astea culturale, numai noi știm de la Roman cât s-a bătut monedă pe refacerea acelei biblioteci, care e Biblioteca Municipală Radu Melidon de la Roman, mult timp cu primarii care au fost înainte, cu primarul PSD, ne-am luptat foarte mult. Eu eram atunci în Consiliul Local, că am avut 3 mandate de consilier local, eram atunci și nu puteam să aprobăm niște proiecte de reabilitare a acestei biblioteci. Era o fală a municipiului Roman. Într-un târziu această bibliotecă a fost... Nu se poate. Obiectivele culturale, obiectivele, chiar și obiectivele arheologice. Noi avem lângă Roman noua cetatea Romanului, veche, de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Este în paragină totală. Să poate să nu o facem, să o revigorăm, să o punem în valoare. Ei, Romanul, turistic, Romanul arhitectonic. Mai este dator culturii române cu încă vreo câteva lucruri. E vorba de și lucruri pe care noi trebuie să-l susținem. Conștientizarea populației din Roman, din Neamț și din România, că acolo este înmormântat unul din mari scriitori europeni, Max Blecher. Scriitor uriaș. Exact. În topul celor mai buni autori, 100 făcut în anul 2000, Max Blecher era pe un loc fruntaș și necunoscut în Roman. Casa lui Max Blecher a fost dărâmată, nu era pe lista de patrimoniu, în 2011. Da. A fost dărâmată casa în care a lucrat Max Blecher. La Roman este casa Sergiu Celibidache. Exact. Ei, Sergiu Celibidache, Mugur Cosmanciuc și noi, echipa liberală, am propus un festival de muzică dedicat lui Sergiu Celibidache, care poate să aibă mai multe niveluri de manifestare, de la cei foarte tineri până la consacrați. E un proiect în acest sens la Roman. De asemenea, Romanul, ca și Piatra Neamț, de altfel, ca și Bicazul, nu are nici Romanul, nici celelalte, nu au niște centre culturale adevărate. Noi nu avem o casă de cultură la Piatra Neamț. Nu avem o casă de cultură adevărată la Roma. La Roma. Acolo sunt acele construcții greoaie care nu au funcționalitatea secolului 21. Tot repar la ele. Deși ele ar putea fi făcute dacă ar exista un interes al proprietarilor. Da, la Piatra Neamț e casa sindicatelor, la Roman. La Roman este casa de cultură, chiar în centrul municipiului, chiar acolo. Și la Piatra, la fel. Dar proprietarii se mulțumesc cu niște chirii luate la niște crâjme, terase, ce mai fie acolo. Absolut, cum se poate un asemenea lăcaș de cultură să fie cu buticuri în jur și cu... Chiar deci, încinta ei. Diferența între un proprietar și altul se vede numai când faci o comparație Casa de Cultură Piatra Neamț și cinematograful, unde
s-a ajuns ca într-un cinematograf să se organizeze spectacole, piese de teatru. Bine, acolo se organizează piese de teatru. În alte părți se organizează teatru experimental pe banii Consiliului Județean, dar asta este o altă problemă. Deci, e o chestiune de, cum se spune, o managerizare și de a ceea ce îți dorești să faci. Ideea este mereu să aruncă în față că nu sunt bani. Da. Nu este adevărat. Cu aceiași bani poți să faci și lucruri bune și lucruri proaste. Noi am, în proiectul lui Bungur Cosmanciuc, am depistat sursele de finanțare. Echipa liberală a lucrat și a găsit surse de finanțare pentru orice proiect pe care l-a avansat în program. Bani sunt și bani europeni pot veni pentru orice, sunt axe specializate de unde sunt bani foarte mulți. Ei, probabil, pun și eu în ghilimele, nu s-a dorit. Nu s-a fac dorit. Și o formă... Apropo de Max Blecher, la Roman chiar s-au ținut în ultima perioadă, într-adevăr, vreo două simpozioane despre acest mare scriitor al nostru, dar au fost ignorați și alții. Spre exemplu, avem Casa Memorială a lui Ion Ionescu de la Brad, care e primul agronom al țării în România. Este lăsată, e pus acolo o placă comemorativă, dar nu s-a pus în valoare. Totuși, este o personalitate în Roma. Unul din proiectele pe care noi l-am propus în proiectul general al lui Mugur Cosmaciuc și al echipei liberale este crearea la nivelul complexului muzeal județean un serviciu de turism cultural educațional. Exact. L-am propus, eu am fost directorul complexului muzeal cândva, prin 1991-1992, atunci am înființat serviciul ăsta, care între timp a dispărut. Și ce ar însemna asta? Asta vreau să întreb. Complexul muzeal ar trebui să aibă 2, 3, 4 specialiști, nu specialiști, muzeografi, care să plimbe copiii din școli prin tot județul, să-i ducă. Sunt trasee culturale pe care le putem foarte ușor depista. Plecăm de la Piatra Neamț, mergem la casa Dumitru Almaș la Negrești, mergem mai departe la Ghindăoani, unde e născut Vasile Conta, mergem mai departe la Bălțătești. Acolo doar să ne plimbăm. Nu, dar faptul că povestești, acolo am deschis un punct muzeal cândva, în 91-92 am deschis un punct muzeal care este la școală acum. Acolo la școală, nu am depistat locul pe care a fost casa lui Conta, unde este poșta actuală. Însă, mergem mai departe, ajungem la Bălțătești, acolo a scris Garabeti Brăileanu și a scris Adela, romanul Adela, care are acțiune acolo. Mergem mai departe, Agapia, Văratec. Și așa mai departe putem face un traseu cultural, educațional, pentru că tinerii din județul Neamț, elevii, nu-și cunosc propriul loc din care provin. Și poți să propui aceleași trasee și celor din alte județe. Evident. Să creez premizele unui turism școlar la nivel național, care, era național, 89, care îți aduce și venituri, și Doamne, iartă-mă. Așa este. Pe bani puțini, însă mișcând o masă mare de tineri, câștigi pe toate planurile. De asta e un proiect la care eu țin foarte tare. Pentru la fel sporirea punctelor de atracție, noi am depistat și chiar nu divulgăm unde, un loc în care putem face un muzeu al tradiției și al statului românesc. Județul Neamț are trei niveluri de relief, să zicem așa, șes, deal și munte. Ei, e o zonă, hai zicem, eclectică din punct de vedere al reliefului, dar satul are elemente comune și putem face un muzeu al satului și al tradițiilor românești, nemțene, lângă Piatra Neamț, care să fie punct de atracție, să aibă tot ce implică un muzeu al satului. Este păcat, satul dispare. Apar aceste, nu spun monstruozități, spun în ghilimele, case mari, uriașe, palate, casele poporului apar peste tot în satele românești, iar satul dispare. Săracul undeva tot împins la o margine. În timp ce clamăm toți, vai, satul nostru. Nu, satul românesc. Asta nu mai este satul. Satul este cel care e ascuns undeva după casele mari. Noi putem totul recupera acum. Am depistat case la Pipirii, la Cândești, case vechi, care pot fi demontate sau refăcute în acest muzeu.
al satului. De asemenea, mai sunt încă supraviețuitori ai Plutăritului. Pe Valea Muntelui. E o propunere mai veche cu muzeul Plutăritului la Bicaz. Bicazul are un muzeu de istorie. Ei, muzeul de istorie de acolo este ușor impropriu, pentru că acolo sunt piese luate de peste tot din județ, nu din zona Bicaz. Un adevărat muzeu acolo ar fi muzeul Plutăritului la Bicaz. Da? Evident. Și avem foarte multe elemente. Avem chiar plute care sunt păstrate în curțile unor oameni de pe Valea Muntelui și care pot fi aduse și puse în... Deci chiar mai există? Există. Există un profesor de pe Valea Muntelui care trece la București, Cojocaru Țuiac. Țuiac e una din piesele de la Plute, care a scris un studiu extrem de aplicat despre Plutăritul de pe Valea Muntelui și mai ales a descris în amănunt elementele constitutive ale unei plute. De asta avem de la ce porni și putem să o facem și punct de atracție. Pe lângă piesele pe care le pui, faci și o terasă, faci și un restaurant, faci și mâncare tradițională și așa mai departe. Pentru că noi, județul Neamț, am ajuns să fim doar o zonă de trecere și nu o zonă de rămânere în zonă, din punct de vedere turistic. Pentru că infrastructura este slabă, locuri de cazare, locuri de să stai, să te ospătezi, pui în ghilimele. Nu prea găsești decât pe aici, pe acolo, și rare și nepuse în valoare. Sigur că nu. M-aș referi un pic, dacă îmi permiteți. Haideți să, dacă tot s-a spus de zona Bicaz. Zona Bicaz, vedeți noastră, este acum mai nou, cheile Bicazului au revenit la noi, sunt în județul nostru, am câștigat și bravo celor care s-au luptat pentru ca cheile Bicazului să fie în județul Neamț. Dar eu aș vedea acolo, nu eu, echipa liberală, împreună cu domnul președinte Murgu Cosmanciuc, am vedea acolo o dezvoltare grozavă a turismului, pentru că există acea cale ferată de la cariera de piatră din Bicaz-Chei către fabrica de ciment, Carpaten. Acea cale ferată poate fi modernizată, adusă la un standard pentru turiști, să continue de la Bicaz până la Bicaz-Chei și de acolo, cu niște microbuze mici, așa, turiștii să-i ducă să viziteze cheile Bicazului. Până la Lacul Roșu poate să meargă, deși în celălalt județ, dar nu contează. Deci se poate face o dezvoltare a turismului foarte important, cu venituri pentru județ. Nu mai spun zona cetății Neamțului, care vorba ce e cam uitată, deși e refăcută în ultimul timp cetatea, dar e cam uitată. Ideea este că e o presiune a turiștilor în ultima vreme pe cetatea Neamțului și pe Casa Creangă, mai ales în perioada asta a pandemiei, când orizontul a devenit mai restrâns pentru turistul român, dar dincolo de faptul că îi oferi câteva lucruri, cetate și mai departe, nu-i oferi infrastructură. Nici parcări nu ai suficiente prin jur. Dacă mergi la Cetatea Neamțului într-o zi obișnuită, mai ales vara, mai ales acum, în perioada asta, nu au unde să parcheze pe acolo prin zonă. Deci sunt lucruri de la Cetatea Neamțului, un funicular care se urce, gen Cetatea Devei, dacă știți, cetatea din Deva, tot așa este pe un deal și se merge cu un funicular până sus. Mult mai mulți turiști ar vizita această cetate. Și, aici trebuie un studiu văzut. Trebuie un studiu făcut. Dacă stânca rezistă, pentru că acolo e o zonă calcaroasă și e puțin dificil de există alte soluții. Sunt alte soluții, evident. Sigur că da. Și de asemenea, mănăstirile astea valoroase care le avem, chiar și în patrimoniul UNESCO sunt câteva mănăstiri ale noastre, deci nu le-am unit. Nu avem în patrimoniul UNESCO, dar am putea să avem în patrimoniul UNESCO. Sunt Agapia care întrunesc condiții. E vorba de Bistrița, care întrunește condiții de UNESCO. Mănăstirea Neamț poate întruni condiții de UNESCO. Curtea Domnească de la Piatra Neamț poate întruni condiții pentru patrimoniul cultural
Asta ar presupune dezvoltarea unei infrastructuri de alt tip. Să avem un aeroport alături, să avem... Deci, multe se pot face, sigur. Una din alta. Sigur. Dincolo de asta, nu trebuie să uităm că noi avem și am dus în zona formalismului o tradiție a manifestărilor instituționale din județul Neamț. E vorba de vacanțele muzicale de la Neamț, care au căpătat o tradiție. Lumea nu mai știe că aceste vacanțe au fost înființate inițial pentru studenții din academiile de muzică din toată țara. Erau invitați aici. A fost un subterfugiu, de altfel, la acel moment, cu 40 ceva de ani în urmă, un subterfugiu de moment ca studenții de la instrumente și așa mai departe din academiile de muzică să nu facă practică agricolă. Și erau aduși la Piatra Neamț și compensau, așa, pentru că săracii, cum se merg la porumb, la cartofi, cu mânuțele lor de violonist și așa mai departe. Ei, au venit la Piatra Neamț, am uitat în momentul ăsta, cel care a avut ideea era Potângă. A avut ideea... Activist, dar de om de viziune și a adus aici. Ei, bun, inițial, pe toate străzile din Piatra Neamț se cânta. Erau studenții care evoluau. Ba sus la turn, ba jos în parc, ba în săli mai mari sau mai mici. Deci astea erau vacanțe muzicale. De aia se cheamă vacanțe muzicale. Ei, acum s-au transformat în niște concerte, în aer liber, cu foarte mulți bani, cu niște capete de afiș. Eu zic că e foarte puțin. Am redus un eveniment care putea să marcheze. Ce văd în CV-urile celor care au evoluat la vacanțele muzicale de la Piatra Neamț în timp. În 1978 am participat la vacanțele muzicale, deci e trecut ca lucru nemaipomenit că erai ales să vii să evoluezi la Piatra Neamț. Se plătea la un moment dat să vii la anumite cursuri. Absolut, erau cursurile alea. Și se plătea de către studenți străini. Așa care veneau la... Venea un profesor de mare ținută care în felul acesta își atrăgea alături de... Doamna Nicolescu, era Horea Lupului, s-a ocupat într-o perioadă, chiar el le readusese la nivelul vacanțelor muzicale. Da. Așa. După aia, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Eu nu judec activitatea din acest moment a Teatrului din Piatra Neamț, însă o relaționez cu școlile din Piatra Neamț. Întreb elevi din Piatra Neamț, care e ultima piesă de teatru pe care văd-o la Teatrul din Piatra Neamț? Și ei nu știu unde e teatru. Le explic că e o clădire acolo cu murci pe... Deci școlile nu sunt în relație cu teatrul din Piatra Neamț. Aici e o dublă dus întors. Ori teatrul nu este atractiv pentru tineri, ori școlile nu știu să-i ia de mână pe ele, să-i ducă la teatru. Există niște legături. Există niște legături. Dar legăturile acelea țin de limbaj, de multe ori, la nivelul limbajului. Așa și nu vreau să detaliez acum. Nici eu nu detaliez, dar imaginea... Imaginea teatrului nu mai e cea care ar trebui să fie, din păcate. Așa este. Apropo de biblioteci, bibliotecile publice. Noi spunem că dacă nu citim, nu suntem, nu evoluăm. Dar nu face nimic pentru... Nu biblioteca din Neamț, biblioteca județeană, aici e cu totul altă discuție. Însă bibliotecile din comunitățile, din comune și chiar din orașele din jur. Când făceam, eram director cu bibliotecii județene și făceam analiza anuală. Erau 80% din comune care nu dădeau niciun ban pentru carte. Deci fără zero achiziție carte. Cum să evolueze cineva dintr-o comunitate, cum să devină atractivă biblioteca dacă tu te duci cu aceleași cărți de până în 89, rafturile alea obosite, cu coperți obosite. Nu se poate. Bun, dar trebuie să faci ceva ca să faci și biblioteca atractivă. Absolut. Pentru că în ziua de astăzi biblioteca nu mai este trebuie un spațiu un centru cultural multifuncțional. Mini centru cultural în fiecare zonă. Asta am propus. Degeaba, altfel... Și la fel, proiect european. Proiect european pentru 10 comune, 15 comune. Este perfect fezabil, perfect la îndemâna Consiliului Județean să facă și nu te mulțumesc să tai Pamblica. Pamblica, da. Pamblica, de la... Așa, nu te mulțumești. Vezi ce se întâmplă acolo după aceea, în ce măsură, cine se ocupă de respectivul centru cultural este sau nu este potrivit pentru funcția respectivă. Că degeaba l-ai făcut și îi dai la trei leafă și ei se joacă pe acolo, pe
niște calculatoare și nu vezi dacă acolo se întâmplă ceva. Pentru că așa am făcut foarte multe lucruri, le-am așa și le-am ținut. Trebuie ca aceste biblioteci să fie, să contribuie la atragerea de volume, de cărți din partea populației. Pentru că cum ați spus și dumneavoastră, sunt biblioteci cu cărți de vechi, de ani de zile, mereu aceleași cărți, ele trebuie reîmprospătate, reînnoite. Populația trebuie să vină, să fie conștientizată, să depună aceste cărți la bibliotecă, pentru că te informezi tu, dar ajut să informeze și altul despre anumite situații. Deci se poate face un lucru pe care vreau să-l spun în premieră, pe care îl voi susține în perspectivă, indiferent dacă sunt sau nu consilier județean sau local la Piatra Neamț, este un muzeu al comunismului în județul Neamț. Un muzeu al comunismului în județul Neamț. Și gândesc la câteva nume. Eu mă gândeam în primul la o locație. Locația cea mai potrivită pentru asta, din punctul meu de vedere, este exact Casa Albă. Sediul Consiliului Județean, Prefecturii și așa mai departe, care ar trebui să se transforme într-o perspectivă, în 2, 3, 4, 5 ani, în Muzeul Comunismului. Pe un nivel să fie suferințele de la barajul Pot de la Bicaz. Pot să fac o glumă, deși se foarte serios. Într-un fel este. Într-un fel este, pentru că, de ce spun, argumentul meu, eu am vrut să inițiez o petiție, am oprit-o, am lăsat-o pentru după alegeri, o petiție, iar argumentul este că cei care intră acolo vor, nu vor, preiau ceva din obișnuințele și din gestica și din celor care au fost limbajul celor care au premers. Deci acolo activismul este impregnat în pereți. Nu pot să scap de așa ceva. Și activismul este impregnat. Și toate celelalte. Este tipic pentru un muzeu al comunismului. Pe un etaj aș spune suferința bisericii din Neamț în acea perioadă. Da. Cooperativizarea agriculturii a fost o suferință uriașă, a fost un șoc pentru societatea românească uriașă. Ei, totul trebuie să transpară acolo. Pentru că dacă noi nu aducem cu noi aproape istoria recentă, riscăm nu să o repetăm, riscăm să ne aneantizăm. Câți mai țin minte ce s-a întâmplat în zona Romanului, în niște comune? Sunteți de acord cu propunerea asta? Eu o susțineți? Mă și angajez acolo. Facem campanie mesagerul? Facem campanie mesagerul? N-am niciun fel de problemă. Singurul lucru, mă gândesc unde punem în muzeul respectiv și perioada de după 90. Pentru că am avut o perioadă de după 90 în care comunismul a continuat să existe și mai există și acum câteva lucruri. Există, da. Aici va fi destul de complicat să demonstrăm lucrurile. Avem și subsol. Subsolul este foarte generos. Rapid. Și acolo. Păi ar trebui, până la urmă, post-comunismul să intre în la subsol. Ok, uite, este o idee. La asta trebuie să analizăm și situația dacă populația la ora actuală, la 30 de ani de la Revoluție, se mai gândește la așa ceva. Adică dacă mai este interesată de perioada să vă spun înainte ceva, de 89. Să vă spun ceva, domnul Bălău. Eu sunt de meserie tinerii acum de istorie, nu prea. Profesor de istorie. Tinerii poate nu, dar ei trebuie să conștientizeze ce s-a întâmplat. Pentru ca să nu se mai întâmple. Corect. Ca să nu se mai întâmple să avem un lider maximo, să avem unul care spune facem așa, că așa vreau eu sau așa vor mușchii mei, că la tot comunism e sau opusul comunismului. Deci opusul comunismului. Da, dar în extremă și ăla. Un fel de, hai să-i spunem, fascism, ceva de genul ăsta. Atâta timp cât vom avea un personaj care va hotărâi cum vrea el, va intra într-o ședință de Consiliu Județean și zice ăsta este proiectul pe care îl votați astăzi, că e urgență. Mâine trebuie să depun proiectul. Asta este mimarea democrației și înseamnă sechele comuniste, dacă vreți, de alt tip, sau de autoritate dusă la extrem. De aceea ne trebuie un muzeu al comunismului.
nu pentru ca să dăm niște, să fie niște locuri de muncă. Sau de... Nu, oamenii nu trebuie să uite ce s-a întâmplat pe Valea Muntelui, nu trebuie să uite cum au murit în mănăstiri, nu trebuie să uite ce la s-a baraj, întâmplat barajul, drama barajului, ce au pățit ăia care s-au opus colectivizării, că într-un sat de lângă Roma, sunteți da, din zonă, da, s-au închis în biserică și a fost un adevărat masacru. Deci lucrurile astea nu trebuie uitate, din păcate sunt uitate și mai mult decât atât, sunt trecute la și altele în derizoriu. A, bă, bă, laș, ce atâtea discuții? A murit Grigore Caraza, de exemplu, a murit, este mormântat în Piatra Neamț. Unde îl regăsim pe Grigore Caraza cu 21 de ani de închisoare, dintre care 17 la Iud, unde îl regăsim în spațiul public? Hai să spunem, Grigore Caraza nu s-a dus la închisoare că ar fi făcut nu știu ce lucru. Avea 18 ani. Avea 18 ani. Nu făcuse nimic. Un copil. Politic. Un copil. L-au făcut victimă. L-au făcut și a stat în închisoare 21 de ani. Când a venit din închisoare, până și sfârșitul i s-a tras de la un... Da, da, absolut. Da. Nicolae Popa, alt beneficiar al închisorilor comuniste, mormântat în Piatra Neamț. Cine știe de el? De asta avem nevoie de acest muzeu al comunismului. Bine, mai avem nevoie de multe, nu știu cât putem să mai spunem. Noi am inițiat cândva și am și depistat la momentul respectiv o clădire în Târgu Neamț, după aia mi-am dat seama că nu era bine, un centru cultural european, Ion Creangă. Un centru cultural Ion Creangă, care să fie altceva decât Casa Memorială, Casa care Memorială, acum este concurată de un parc tematic, pe bune, e bine că e concurat așa, la limita legii, dar e bine că există. Însă vine publicul și nu intră, decât jumătate intră la Casa Creangă, restul intră în parcul tematic. Da, pentru că dincolo e mai comercial. E mai comercial. Deci trebuie să știm să facem și la un moment dat să facem, să fim interfață cu publicul care avem. Dăm altă față, de fapt, muzeilor noastre. La Cetatea Neamțului urci până acolo și nu găsești nimic pe traseu care să te învie să rămâi, să mai stai pe o bancă, să mai nu știu ce. Sus nu găsești nimic. Ceva, să bei o cafea, un suc și să te uiți în zare. Nu găsești la Cetatea Neamțului. Deci lucrurile astea trebuie rezolvate rapid. Astea sunt amănunte. Trebuie să încurajezi parteneriatul public-privat și așa mai departe. Așa noi nu avem la nivelul județului Neamț o revistă finanțată de una din instituțiile primăriei sau Consiliul Județean. O revistă care să aibă o funcționalitate coerentă, constantă, ritmică și așa mai departe. Eu scot revista Conta cu când pot, cu bani pe care îi atrag de prin tot felul de proiecte pe care le fac la nivel central, pentru că în plan local nu am găsit niciodată audiență, sau dacă găsești audiență, o găsești, parcă primești o pomană periodic și nimeni nu... Și pe prima pagină sau pe a doua trebuie să pui un mesaj. Așa este. Deci sunt foarte multe. În domeniul artei plastice am înființat pe vremuri la Piatra Neamț o tabără de sculptură. Ea a funcționat vreo 2 ani, a fost undeva în spațiu de la Muzeul de Artă. Câteva dintre piese se regăsesc în oraș. Noi ar trebui să refacem, pentru că și spațiul ăsta ambiental trebuie să aibă lucrări de artă care să însemne ceva. Dincolo de asta, am făcut pe baza unui pariu un bust Eminescu la Piatra Neamț. Aveam în proiect un caragial la Piatra Neamț, dar trebuie să mergem un pic mai departe pentru o alee cu statui, cu personalități din toate domeniile din Piatra Neamț, pentru că în felul ăsta și copiii se opresc în fața unei statui și zic, a, ăsta e, da, Ion Ionescu parcă de la Praga, parcă am auzit de undeva. Și când pleacă în lume, pleacă cu un mesaj al locului. Sunt foarte multe lucruri de făcut, sunt toate posibile, nu aberăm, nu vorbim aiurea, sunt toate, numai să vrem să le facem. Și la noi, la Roman, există un parc municipal, renumitul parc municipal de la Roman. Sunt acele statui cu personalitățile care au vizitat Romanul și care au vizitat zona. Și aceste statui sunt într-adevăr puse bine acolo, dar ar trebui valorificate și prin alte zone ale orașului. Parcul de acolo, parcul de la Roman este net superior parcului din Este Piatra și cu statuile Caragiale, Creangă, Negruții, toți care au fost prin zonă. Deci e păcat că aceste personalități
În pe acolo parc trec câteva persoane și acestea să le punem în valoare. S-a pus problema chiar de făcut-o într-o grădiniță din Roman, tot așa, un muzeu al personalităților din zonă și chiar cu statui și astea, dar uite că trebuie să... Parteneriatul cu școlile. Eu o să vă rog pe finalul emisiunii să ne reamintiți argumentele pentru care echipa liberală la județ, la municipii, în comune, trebuie votată pe 27 septembrie. Da. Pe scurt, încep, da. Pentru că mai avem doar 2-3 minute. Da. Vedeți dumneavoastră, viitorul acestei țări este Partidul Național Liberal. Pentru că de 145 de ani acest partid este la conducerea țării. Ați văzut și dumneavoastră în perioada interbelică, în perioada înainte de primul război mondial, acest partid a condus cu renumiții Cebrătianu și prim-ministri și miniștri liberali. Noi acum suntem în fața de a schimba această față al județului și nu putem altfel decât printr-o viziune liberală. Pentru că viziunea liberală este recunoscută la nivel mondial, suntem renumiți pentru realizările care le-am făcut și în perioada interbelică și acum, și rog pe toți care vin la vot pe 27 septembrie să voteze Săgeata, să voteze Partidul Național Liberal pe toate cele 4 buletine de vot, atât la Consiliul, la primărie, la Consiliul Local, cât și la Consiliul Județean și mai ales președintele Consiliului Județean. Să schimbăm această față, să terminăm cu trecutul în acest județ. Vă mulțumesc, domnule Adrian. Da, sunt multe argumente pentru care un alegător ar putea să voteze Partidul Național Liberal. Avem un președinte la nivel național liberal, avem un guvern liberal, e un trend național pentru dreapta în România. Avem nevoie în plan local, județean și la nivelul comunităților de aceeași orientare spre dreapta, spre liberalism, pentru că soluția liberală propusă de Partidul Național Liberal, susținută și cu o coerență aparte dată în programul personal de către președintele Consiliului Județean, Bugur Cosmanciu. Deci, suntem pe un trend și avem soluții coerente, avem soluții concrete la orice situație din interiorul județului Neamț. Sunt parte în echipa liberală, cu experiența mea de om, de scriitor, de om al cetății, cetățean de onoare al municipiului Piatra Neamț, sunt parte aici ca să garantez și să fiu extrem de obiectiv și extrem de critic la tot ce se întâmplă în perspectivă. De asta eu am încredere în acest pact pe care îl putem încheia prin votul din 27 septembrie. E modul prin care cetățeanul în cabina de vot poate să nu tacă, punând o ștampilă inspirat. Gândiți-vă înainte de a vota, pentru că nu e vorba numai de dumneavoastră, e vorba de cel de alături, de familie, de comunitate, de România în final. Suntem, zic eu, în perspectiva de a ne europeniza cu adevărat prin votul din 27 septembrie 2020. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua de astăzi. Vă dorim succes și să ne vedem cu bine. Mulțumim. Până la alegeri și după alegeri. Mulțumim. Mulțumim. Da.